Salut și bine ai venit la episodul al 13-lea din podcastul Român de Cultură Generală. Mulțumesc că asculți așa ceva, te invit bineînțeles să-l dai și mai departe dacă îți place și consider că mai sunt oameni care ar plăcea acest gen de conținut. Formatul nostru este foarte simplu, câte 3 runde, 10 întrebări în fiecare rundă, prima rundă 10 întrebări din categoria diverse, 3-4 secunde timp să dai răspunsul, la doua rundă 10 piese, 0,5 puncte artistul, 0,5 puncte titlul piesei, fiecare calup poate să fie difuzat o singură dată, iar în a treia rundă, ceva similar cu prima rundă, bineînțeles dintr-o anumită categorie pe care o să o aflăm când o să ajungem la momentul respectiv. De asemenea, dacă ești fanul culturii generale, te invit și pe pagina de Instagram Maze FM, o pagină de Instagram pe care o am de câțiva ani. O moderez în fiecare zi, postez în fiecare zi pe ea întrebări de cultură generală, alte formate de quiz, un test imposibil pe care e imposibil să-l spargi, o aplicație de radio cu o grămadă de piese pe care ar fi mișto să le asculți, câteva de bun simț, câteva nu, eu făcând rap și o grămadă de alte nebunii. În principiu cam sunt astea pe care ți le-am enunțat, dar cine știe. Făcând și acest preambul, ajungem exact unde avem nevoie, așa că revenim la formatul nostru, începem cu prima rundă. În prima rundă o să avem 10 întrebări din categoria diverse. 3-4 secunde timp să dați răspunsul, pentru că după aia o să-l citesc eu. Dacă încă nu sunteți pregătiți, puneți pauză până sunteți. Dacă toată lumea este în regulă, runda începe acum. Bufnița e simbolul cărei zeițe grecești? Athena. Coleslaw e denumirea salatei din ce legumă? Varză. Ce animal este un șarpei? Câine. Ce sos e folosit în versiunea greacă de musaca? Bechamel. Din turmeric se obține culoarea galben. Care e capitala Danemarcei? Copenhaga. Conform legendei, cu cine a făcut pact Faust? Cu Satana. Ce domnitor a avut cea mai lungă domnie din Moldova? Ștefan cel Mare. MDC în cifre arabe înseamnă cât? 1600. Cine a cântat prima oară că se întoarce iar și iar la Marea Albastră? Daniel Iordăcioaie. Și cu asta s-a încheiat prima rundă. Runda a doua o să avem 10 calupuri muzicale din 10 piese diferite, românești sau nu. 20 de secunde cred că o să fie cam fiecare calup, 0,5 puncte artistul, 0,5 puncte titlul piesei. Hai să începem cu prima piesă. You might hear me make a record like Wilson, cause I love summer, no Rachel Wilson. The winter will come, we just have parties inside, it's still fun. Pump this, chase your boyfriend, let's have him. We're rowdy, girls make a judgment cloudy, but when the sun comes out, we're still alkies. We don't wanna be lousy, or shame. Piesa a fost Down with the Trumpets de la Rizzle Kicks. Hai cu următoarea piesă. He doesn't look a thing like Jesus, but he talks like a gentleman, like you imagine when you were young. Can we climb this mountain? I don't know. Piesa a fost When You Were Young de la The Killers. Hai cu următoarea piesă. Piesa a fost Absolutely Everybody de la Vanessa Amorosi. Hai cu următoarea piesă. Piesa a fost Good Life de la Kanye West și T-Pain. Hai cu următoarea piesă. Hello, says the devil. Let's go in my car. I think we'll have a lot of fun, says the devil. We won't go so far. I think we'll have a lot of fun, says the devil. Piesa a fost Hello, says the devil de la trupa românească Les Elefants Bizar. Hai cu următoarea piesă. Found for you, she really helped. Now you could be a better man for your brand new girl. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Gotta stay like
Good For You de la Olivia Rodrigo a fost această piesă. Hai cu următoarea piesă. Hello de la OMFG a fost această piesă. Hai cu următoarea. Știu, ești de com, nu mai ești om. Tu nu arzi cu jumate de normă. Rulezi și fumezi până adormă. Muncești când ești tras pentru banda de formă. O să mor, da, dar n-au trecut nici 5 minute. Nu mai ai nici dracu' în stare să mă ajute. Și mi se învârte capul ca Elicea. Știi ceva, eu nu cred că mai plec de aici, da. Tu, de la Guess Who și Spike a fost această piesă. Hai cu penultima. Blame It On The Boogie a fost această piesă de la The Jacksons. Da, Michael Jackson cânta într-o pastă. Hai cu ultima piesă. Mi se spune regele cu flow-ul meu când apar. Am swag, grav, am stil, murdar. Torn vin și ar vin în pahar. Și aprind câte un spliff, te ating, dispar. Damele mă caută-s toate pe goană. M-au pus în ramă, cam sceptru și coroană. Piesa a fost Murdar de la Flow Rege și Chimie. O super piesă de hip-hop din visteria românească de hip-hop. Și cu asta se încheia cea de-a doua rundă. Runda a treia, după cum am zis, 10 întrebări dintr-o anumită categorie, la fel, 3-4 secunde timp să răspunzi. Iar categoria din acest episod este noroc. Dacă încă nu sunteți pregătiți, puneți pauză până sunteți. Dacă toată lumea este în regulă, runda începe acum. Câte numere trebuie să ghicești la loto din 40? 5. Pentru a avea vineri 13 într-o lună, data de 1 trebuie să pice într-o duminică. Cum se numește în poker renunțarea? Fold. Care este cel mai mare fruct ce apare pe tabela clasică de păcănele? Pepenele roșu. Ce brand de țigări e celebru pentru strecurarea a câte un joint de marihuana în câteva pachete? Lucky Strike. Ce plantă are denumirile populare de iarba grasă, iarba de urechi, barba lupului sau crucea pământului? Norocel. Care e cel mai mare volum pe care l-au peturile de bere noroc? 3 litri. La pariuri sportive, ce literă semnifică un scor egal? X. În ce joc folosești strategiile 2-1-2 sau 1-3-2-6? Blackjack. Ce monedă spune Florin Salam că vine după el în piesa Am norocul scris în frunte? Dolar. Și cu asta s-a încheiat cea de-a treia rundă și a 13-lea episod din podcastul Român de Cultură Generală. Ne auzim data viitoare cu noi întrebări și cu alte piese. Eu am fost Răzvan Harag, ceau!